Voi știți de când stă pachetul ăsta așa? De 2 secunde. Salutare tuturor și bun venit la un nou review. Eu sunt Sorin Veștemean și astăzi am să fac o prezentare a pachetului Medicine Runners Brown. Brown vine de la maro. Este chiar maroul folosit și la pachetul Windeck, dacă îl știți. Windeck este un pachet pe care eu îl ador. Seamănă foarte mult ca și design cu el, pentru că tot la fel are un logo aici, un logo aici. Înainte să prezint acest pachet, aș vrea să vorbim și despre creatorul lui, Daniel Medison. Daniel Medison este un artist, în cazul în care nu știți, un magician. S-a axat mult pe ramura de poker și de mentalism. Tipul și-a construit stilul lui, își face clipurile doar pe alb-negru, doar pachetele colorate de la el în video sunt alb-negru. Asta contează. Tipul și-a construit mai multe pachete. Acum nu le-a construit singur, cu diversi alți artiști, printre care se numără și Rounders, Scarlet Rounders, Brown Rounders, Blue Rounders, Dealers, Scarlet Dealers, Dealers V2, Black Dealers, Hustlers, Orange Hustlers, Players, Gatorbacks, Black Gatorbacks, Red Gatorbacks, Kings, Inverted Kings, Black Kings, Revolvers, Lion Den, Steel Slippers, CEE, EU vine de la, adică EU vine de la Ernest, Crux, Blood Kings, Black Lions, Black Lions Red, Black Lions Blue, Black SWE și Medicine Blanks. Le șupe de rost. Litere din alfabet, bineînțeles că le șupe de rost litere din alfabet. Bun. Sper că n-ați dat X. Hai să trecem la pachet. Eu deja am desfăcut chestia asta ca să nu mai pierd timp cu ea, însă m-am uitat la cărți, acum urmează să le vedem împreună. Pe margine văd că avem nimic, dar stați un pic să focalizez un pic mai la distanță, că e focalizat mai mult pe masă. Imediat, vreau foarte puțin. Acolo. Bravo, așa. Bun. Aici, în fund, avem un logo pe stânga, după cum se vede. Bă, de focalizat, mă? Sau? Da, e. Așa. Aici avem un logo foarte interesant, un Phoenix. Scrie Illusion is Playing Cards Company. Văd că nu sunt din unde sunt fabricate cărțile, în mod normal, cele Bicycle, deci mă aștept să aibă un finisaj diferit de Bicycle. Cod de bare. Pachetul pe față arată fix așa. Medicine Runners, foarte interesant asul. Spune că-s de calitate. Designul de pe spatele cărților. Eticheta asta văd că diferă. Asta care e lipicioasă. Nu e ca la Bicycle standard normal. Și sus scrie Medicine Runners. Haideți să trecem de la pachetele. O dată ce deschidem cutia, observăm că designul de pe spate este foarte interesant. Îmi plac nebunii cum sunt colțurile astea rotunjite și sunt sigur că la evantaia o să dea foarte, foarte interesant. E frumos acest M de la Medicine, bineînțeles. Că doar nu vine de la New Magic Films, da? Se simt mișto pe margine. Haideți să vedem cum dă de evantai. Wow! Hai să mai facem unul, că mi-a scăpat prima carte. De acum încolo vom da și note la pachet. Voi da o notă pentru aspect și una pentru cum alunecă, pentru calitate. Pentru aspect o să dau nota 10 și pentru cum merg o să vă zic pe parcurs. Bun. Deja îmi plac cum se simt și când faci dribble. Vede. Și se văd foarte interesant. Iau să le dau așa să le vedeți încă o dată. Bun. Haideți să facem un spread cu ele, să vedeți cum se văd. Seamănă foarte, foarte mult cu knockdeck-ul. Că tot la fel sunt și knockdeck-urile. Dacă aș pune deci aici, zice că e knockdeck. Uitați, pac. Și v-ați luat knockdeck-ul, da? Da, sunt faine colțurile astea, vă zic sincer. Adică, evantaia de asta se văd de interesant, pentru că sunt colțurile astea, tic, 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 tic. Vedeți? Geometrie.
Hai să ne uităm și pe față la cărți. Acesta este Jogol. Ba, mai să începem de sus. O carte de reclamă. Illusionist. Cu cea respectivă. Îmi cer scuze că am arătat cu degetul ăsta. Următoarea carte este un double back. Deci întotdeauna când fac review la un pachet, prima carte întotdeauna e de reclamă. Și a doua trebuie să fie ori un blank, adică să fie alb pe spate, ori un double back, ori o dublură, ori ceva, știi? Și când văd un double back, mereu mă sperii și trebuie să mai fac încă o dată măcar. Da, deci ăsta e un double back. Acum ar trebui să urmeze la sudul limba roșie. Bun. O să le compar imediat și cu un bicycle standard la culori, pentru că am văzut că acest as are un roșu un pic mai închis. Grund, cred că se numește roșu acela. Bun. Hai să ne uităm. Jokerul și din fericire sunt ambii jokeri identici. Urăsc pachetele care îți dă un joker mare și unul cu garantii pe el și nu știu ce. Așa. Bun. Să le punem deoparte. E interesantă cioara asta. E pentru cocalari. Asul din mână neagră este exact ca cel de pe cutie. Se poate observa. Sunt inconfundați. Să-mi luați dracu ăsta la poker. Să dați cu el. Bun. Ne uităm la cărți. Știu că sunt diferiți. Da, exact. Jufetele Dama și Popa trebuie să arate diferit. Uite-ți ce mișto are fața. Nu mai întorc invers pentru că e la fel. Dama asta e urâtă. Bun. Urâtă la față, că e trei designul ăia. Popa. Popa asta nu ce se strâmbă. Cred că asta este din Madison. Asta e mătușa sa. What the fuck, asta e la fel. Deci era designerul acolo, bă, pe ăsta nu-l facem, știi? Își vede rom de exact la fel, identic. Văd că astea sunt la fel cărțile. Juvetele de treflă e foarte trist. Se poate vedea. Dama de treflă. Popă de treflă ce măcare. Popă de inimă roșie. Dama de roșu. Sper că a prins cineva gluma asta. Juvet din inimă roșie. Și restul cărților. Haideți să comparăm un pic culorile. O să iau cărțile roșii. Hai să luăm pe astea de romb. Bun. Le comparăm cu Bicycle. Deci astea ar fi cele de la Rounders. Iar astea ar fi cele de la Bicycle imediat. Sunt un pic jegoase astea, să știți. Deci vedeți roșu. Normal cum arată și ăsta e grundi, cred că am zis că se numește, nu? Cred că da. Uitați și veți între popi. Damele. Între juveți nu e nicio diferență. Arată fix la fel la față. Bun, cam astea au fost cărțile la aspect. Hai să ne mai uităm un pic cum alunecă și dăm o notă, după care închidem videoul. O să vă las la finalul videoului codul cu ajutorul cu care puteți să cumpărați fix acest pachet. Deci la evantai am văzut cum arată. Hai să facem un evantai mare. Dar sper să nu scape pe jos pentru că o să cadă. Și închid videoul după aia. Hai să mai facem o notă. Dacă vreți să învățați să faceți Ferro Shuffle, cel pe care îl fac eu acum, mișcarea asta, pe care am făcut-o greșit, exact aici la final cu o carte. Da, o să trecem un pic, nu se uite nimeni. Închideți ochii. Nu-i mai deschideți că am greșit mai rău. Mai facem o dată mai bine. Dacă vreți să învățați această mișcare, aveți link în descriere, unde scrie Ferro Shuffle. Dați click acolo și puteți învăța această mișcare. Cu ajutorul căreia puteți să împreunați cărțile fix așa. Uitați. În 3 secunde, nu în 20, să le puneți carte cu carte. Aș putea să fac mai mare și mai frumos, dar credeți-mă că abia țin cărțile pentru că alunecă foarte, foarte rău. Dar arată impecabil. O să țin pachetul aici pentru că vreau să-i fac o poză de thumbnail la video. Stai. Aaaa, te prostiși. Te prostești și lasă, mai facem. Sper că am prins acolo o secundă și pun thumbnail la video. Dacă vreți să strângeți cărțile, le puteți pune pe masă și cu degetele mari veniți așa pe deasupra. Și așa le puteți împreuna imediat. Ați văzut, nu? Bun.
Dați un pic, am adăugat partea asta. E în regulă. Ați văzut la spread-ul cât de frumoase sunt. Ia să facem un spread rotund. Nu că sunt extraordinar frumoase cărțile, în plan nebunie. Alunecă foarte bine, hai să încercăm și un floriș. Încercăm un infection cut. Vai ce alunecă, nu pot să fac, alunecă foarte rău acum. O lăsăm pe data viitoare cu florișul. Bun, dacă vreți să cumpărați fix acest pachet, aveți aici o adnotație cu codul pe care îl puteți introduce pe site pe www.magichouse.ro. Dacă vreți să cumpărați acest pachet, dar nou, sigilat, aveți tot aici un link sau în descriere link. Până data viitoare, aș vrea să lăsați voi ce pachet ați vrea să vedeți în următorul video, la ce pachet vreți să facem review, să fac. Și voi vorbi cu Eddie, cel care deține site-ul Magic House, să aducă pachetul. Vedem, punem o pilă mișto, bună. Și va apărea și comentariul vostru aici, că ați scris pachetul respectiv. Și până data viitoare pot să vă zic, optimă bună!